moment și am înregistrat prezența la lucrări, un număr de 72. Ședința este condusă de mine în calitate de vicepreședinte al Senatului, asistată de domnul senator Ion Narcis Mircescu și de domnul senator Eugen Părpulescu în calitate de secretar ai Senatului. Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi a fost distribuită. Dacă nu sunt comentarii, vă supun votului ordinea de zi. Dacă aveți comentarii pe procedură, vă rog, domnule senator. În regulă. Mulțumesc mult, doamna președinte. Stimați colegi, doresc să vă anunț că începând de astăzi, doamna senator Anca Dragu va activa și în Comisia de Buget Finanțe. Și, doi, cerem prelungirea termenului la el 47 cu două săptămâni, având în vedere că Ministerul nu a trimis punctul de vedere în dreptul amendamentelor depuse la comisie. Asta pentru a evita trecerea tacită în forma actuală și cerem retrimiterea la comisie și prelungirea termenului cu 60 de zile, la el 50. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Știți să vă rog, indicați-ne poziția de pe ordinea de zi ca să ne fie și nouă mai ușor. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Ne referim la punctul 2 de pe ordinea de zi și punctul 4. Mulțumesc mult. La care solicitați reîntoarcerea la comisie și prelungirea termenului la... Da, la el 50, da, retrimisă și prelungirea termenului, dar la el 47, prelungirea termenului cu 60 de zile. Dacă îmi dați voie să lămuresc totuși aspectele de procedură invocate de dumneavoastră. Ok, prima solicitare se poate susține. La a doua, de ce cereți prelungirea dacă știți că este astăzi la vot? Pentru că nu are raport de la judecător. N-am făcut raport de la el 47. N-ați făcut? N-am făcut. Mulțumesc. O să vă rog să introduceți cartelele în console, astfel încât să putem da votul pe solicitările colegilor noștri de la USR. În primul rând, vă supun votului completarea Comisiei de Buget Finanță conform mențiunii făcute de grupul USR, participarea doamnei Dragu la această comisie. Vă supun votului propunerea colegilor noștri de la USR. Stimați colegi, vă rog vot.
Prezenți 61 pentru 60, niciun vot contra, o singură abținere, un vot 0. Propunerea dumneavoastră a fost aprobată. Cu privire la celelalte două propuneri prin care se modifică ordinea de zi de astăzi, vă supun votului propunerea ca proiectul de la punctul 2, și anume propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, să îi fie prelungit termenul la 60 de zile. Este prima propunere pe care o supun votului dumneavoastră. Vă rog vot. Mulțumesc. Prezent 72 de senatori, pentru 72, contra 0, abținere 0, nu vote 0. Propunerea de prelungire a termenului a fost adoptată, aprobată. Urmează să vă supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie a aceluiași punct 2, aceeași propunere legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 22 decembrie 2005 prin protecția mediului, termen 2 săptămâni. Vot, vă rog. De senatori prezenți, 80 de voturi pentru, contra 0, abțineri 0, nu votez 0. Această inițiativă va merge două săptămâni la comisie. De asemenea, vă supun votului cea de-a doua propunere de modificare a ordinii de zi, și anume propunerea legislativă de la punctul 4 pentru completarea art. 98 alin. 2 al ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 2005 privind protecția mediului. Nu ne-a parvenit raportul de la comisie, însă având termen de adoptare tacită pe data de 23.03, colegii noștri au propus prelungirea termenului la 60 de zile. Vă rog vot! De senatori prezenți, pentru 81 de voturi, contra 0, abțineri 0, nu votez 0. Ca atare, propunerea de extindere a termenului la 60 de zile a fost adoptată. Vă supun acum pentru același proiect legislativ, pentru același punct 4, propunerea de retrimitere la comisie, tot termen de 2 săptămâni. Vot, vă rog! De senatori prezenți, pentru 80, 0, contra, o singură abținere, nu votez, 0. Dacă nu mai există alte propuneri de modificare a ordinii de zi, vă rog să-mi permiteți să supun votului dumneavoastră ordinea de zi așa cum a rămas după propunerile făcute de colegii noștri din grupul USR. Vă rog vot. Mulțumesc pentru vot. Prezent 79 pentru, 79 de voturi, 0 contra 0, abțineri, nu votez. 0. Programul de lucru pentru această zi, așa cum știți, la ora 15 lucrări în plen, cu dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi, ora 16, teoretic vot final. Dacă sunt intervenții cu acest program, dacă nu sunt intervenții, vă supun votului programul de lucru prezentat. Vă rog vot. De voturi pentru,
0, contra 0, abțineri nu votez 0. La punctul 1, secțiunea 1 a ordinii de zi, avem aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptarea unei inițiative legislative. Stimați senatori, în conformitate cu art. 93 alinea 4 din regulamentul Senatului, caracterul complex al legii se stabilește prin hotărârea plenului Senatului la propunerea biroului permanent. Astfel, biroul permanent al Senatului în ședința din 21 martie 2022 a analizat solicitarea privind prelungirea la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a propunerii legislative pentru completarea și modificarea legii 132 din 31 mai 2017, privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Trecem la vot. Vă supun votului prelungirea termenului de dezbatere și adoptare. Vă rog să votați. ...83 de colesanatori prezenți, 83 de voturi pentru, 0 contra, 0 abțineri, nu votez, 0. Ca atare, propunerea de prelungire a termenului a fost adoptată. La punctul 2, secțiunea 1 a ordinii de zi, avem aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptarea unei inițiative legislative. Același articol 93 aliniatul 4, vin vor din regulament, caracterul complex al legii se stabilește prin hotărârea plenului Senatului la propunerea BP, astfel biroul permanent în ședința din 21 martie analiza solicitarea de prelungire la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea legii societăților număr 31 din 1990. Trecem la vot, vă supun votului prelungirea termenului de dezbatere și adoptare. Vă rog vot. ...87 de senatori prezenți, pentru 87, contra 0, abțineri 0, nu votez 0. Propunerea de prelungire la 60 de zile a termenului a fost de asemenea aprobată, adoptată. Punctul 3, secțiunea 1 a ordinii de zi, avem aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei inițiative legislative. Vă reamintesc că în conformitate cu prevederile art. 97 alin. 1 din regulamentul Senatului, inițiatorul proiectului de lege sau al propunerii legislative poate să-și retragă proiectul sau propunerea până la începerea dezbaterilor generale cu aprobarea plenului. Astfel, biroul permanent al Senatului din 21 martie 2022 a analizat solicitarea inițiatorilor de retragere din procesul legislativ a următoarei inițiative legislative, propunerea legislativă pentru completarea ordonanței Guvernului 124 din 1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale. Trecem la vot, vă supun votului solicitarea de retragere din procesul legislativ, vă rog vot. ...88 de senatori prezenți, 87 pentru, contra 0, o singură abținere, nu votez 0. La punctul 1, secțiunea 2 a ordinii de zi, avem proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 13 din 2022 pentru modificarea punctului 2 sub punctul 1 din anexa la ordonanța de urgență a Guvernului 120 din 2002 privind aprobarea sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțarea de la bugetul de stat. Declar deschise dezbaterile generale asupra proiectului de lege, dând cuvântul reprezentantului guvernului și anume îl invit pe domnul Ioan Lucian Rus din partea Ministerului Antreprenoriatului. Domnul secretar de stat, aveți cuvântul pe prezentarea proiectului de lege. Vă rog. Bună ziua, doamnă președinte, vă mulțumesc. Proiect de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 13 din 2022 pentru modificarea punctului 2 sub punct 1 din anexă la ordonanța de urgență a Guvernului 120-2002
privind aprobarea sistemului de susținere a promovarea exportului cu finanțare de la bugetul de stat. Ordonanța de urgență a Guvernului 120/2002, cu modificările și completările ulterioare, are nevoie de prevederi noi care să impulsioneze mediul de afaceri, să sporească competitivitatea ofertei românești. Scopul proiectului prezentului act normativ este de a promova accesul pe piețe externe a producătorilor autohtoni, care să conducă la o creștere a volumului exportului de produse și servicii românești și implicit de creșterea încasărilor valutare ale României, precum și promovarea României ca destinație turistică. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului implementează acțiunile de acordare de ajutoare de minimis prin acordarea de sume forfetare, granturi stabilite prin norme sau prin alocații bugetare specifice cu respectarea legislației naționale și europene aplicabile în domeniul ajutoarelor de minimis sau de stat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnului secretar de stat. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism pentru prezentarea raportului. Din partea Comisiei de Antreprenoriat, dorește cineva să prezinte raportul? Eu încă aștept. De la Antreprenoriat există totuși cineva care dorește să prezinte raportul? Bun. Mulțumesc, domnule senator. Mulțumesc, doamna președintă. La Comisia de Antreprenoriat și Turism, votul a fost majoritar pentru. Au fost două abțineri. La solicitarea Comisiei a fost și reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și, așa cum am spus, în majoritate de voturi, votul a fost pentru. Vă mulțumesc, domnule senator, pentru prezentarea acestui raport. Dacă din partea grupurilor parlamentare există doritori pentru dezbaterile generale, constat că nu, declar încheiate dezbaterile generale. Îl invit pe domnul senator din grupul AUR să își susțină punctul de vedere, după care, doamna senator, veți avea și dumneavoastră. Da, vă mulțumesc, doamna președinte. Legea în mare, văzută din avion, e corectă, pare corectă. Dar vă dau un exemplu concret. Ultima fabrică de sticlă din țară, au fost 14 fabrici de sticlă în România, s-au închis toate, ultima, cea din Suceava, s-a închis de curând, adică a oprit producția. Făcea 100% export. Cred că această lege trebuia să aibă niște reglementări adaptate după anumite situații specifice și probleme diferite în funcție de obiectul de activitate. Și în funcție de obiectul de activitate, trebuiau făcute niște reglementări pentru sprijinirea exportatorilor. Desigur, e bine să sprijinim exportatorii, dar neavând foarte clar viziunea despre specificul exporturilor și specificul producției, această lege o să aibă efecte pozitive și nu neapărat pozitive pentru toți în mod egal. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă invit la microfon, doamna... Dați-mi voie să o invit la microfon pe doamna Șoșoacă, cu scuzele de rigoare că nu v-am văzut și imediat vă dau cuvântul, domnule președinte de comisie, vă rog. Mulțumesc frumos! Avem o problemă și de procedură, pentru că ne-am obișnuit să legiferăm, să legifereze Guvernul României în locul Parlamentului României. Avem și o decizie a Curții Constituționale care limitează rolul Guvernului în legiferare. Avem articolul 115 din Constituția României. Mi se pare că nu există aici o procedură de urgență, o situație de urgență, astfel încât Guvernul să legifereze. Cu tot respectul, dar în urmă cu 2 ani de zile s-a văzut într-o statistică
faptul că peste o treime din legile din România sunt date de guvern, nu de parlament. În curând o să preia guvernul toate prerogativele parlamentului și nu o să mai aibă, o să mai avem alegeri nici pentru Senat, nici pentru Camera Deputaților. Nu este o lege prin care guvernul să se apuce să legifereze, cu tot respectul. Nu avem situație de urgență, mai mult vorbiți despre ajutarea exportatorilor. Care exportatori români? Și din cei care mai sunt, vă întreb, credeți că cei fără pile la politicieni și la partidele politice vor avea vreodată șansa de a participa la aceste târguri internaționale? Această legiferare trebuia, exact cum spunea și colegul Dănasa, să menționeze clar că ajutoare pentru absolut toți exportatorii, pentru că avem mici producători care pot exporta, pe care nu-i ajută nimeni. Acestea sunt doar făcute pentru clientela politicului, cu tot respectul, și mă întreb câți exportatori mai are România și ce mai exportăm. Mulțumesc frumos! Îl invit la microfon pe domnul președinte Laurent Antal, care era înscris la cuvânt, și imediat după o să o rog pe doamna președinte Ilea Scântei să intervină. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimate colegi, stimați colegi. Eu aș dori totuși să fac o observație legat de situația de fapt în care ne aflăm astăzi. Și chiar nu aș dori să fac referire nominală la distinși domni care au fost miniștri la Ministrul Economiei dintr-o altă coaliție, dar situația de fapt de astăzi este că nu există promovarea exportului. Știm că exista o narativă, din punctul meu de vedere, nesănătoasă privind acea inițiativă prin care s-a eliminat promovarea exportului. Aș putea să fiu și de acord că poate într-o inițiativă sau într-o ordonanță de urgență este loc să clarificăm mult mai explicit cam prin ce forme și ce domenii promovăm la export, dar fondul problemei este că trebuie să reintroducem acest fel de promovare. Deci eu cred că este o inițiativă binevenită. Practic s-a repus pe loc acea formă prin care ani la rând au venit companii și au avut posibilitatea ca printr-o finanțare de la bugetul de stat să poată să participe la expoziții, să aibă șansa finanțată prin bugetul de stat ca să-și promoveze exportul. Eu cred că trebuie să avem acea gândire obiectivă și predictibilă prin care să venim în sprijinul acestor inițiative și să spunem că da, încă o dată, haideți să mergem mai departe cu promovarea exportului și da, să votăm pentru această inițiativă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte Ilea Scântei, aveți cuvântul. La microfon. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Întrucât s-a făcut referire în intervenția doamnei senator Șoșoacă la temeiul legal în baza căruia guvernul a adoptat această ordonanță de urgență, vă reamintesc, stimați colegi, că ordonanța a fost adoptată pe durata vacanței parlamentare, iar în timpul vacanței parlamentare, guvernul a fost abilitat în baza legii 311 din 24 decembrie 2021 de Parlament să adopte ordonanțe de urgență și domeniile au fost menționate expres în acea lege adoptată de Parlament. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator! Declar închisă dezbaterea. Inițiativa legislativă va rămâne la vot final. La punctul 2, așa cum știți, am retrimis la comisie și prelungit termenul. Următorul punct, punctul 3, secțiunea 2 a ordinii de zi, avem propunerea legislativă pentru amenajarea, omologarea și întreținerea traseelor turistice din România. Declar deschise dezbaterile generale asupra propunerii legislative. Dau cuvântul inițiatorului dacă este prezent. Dacă nu, atunci o să rog reprezentantul Comisiei Economice, Industrie, Servicii și Comisiei pentru Administrație Publică, care au elaborat un raport comun, să prezinte acest raport. Prezentați raportul, domnule. Vă rog frumos. Da. Mulțumesc, doamna președinte.
În ședințele desfășurate separat în 22 februarie și 8 martie 2022, membrii Comisiei Economice, Industrie și Servicii și membrii Comisiei pentru Administrație Publică au analizat propunerea legislativă și au hotărât în unanimitate de voturi a membrilor prezenți să adopte un raport comun de respingere. Așadar, vă supun spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul comun de respingere și propunerea legislativă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule senator Ceasar. Trecem la dezbateri din partea grupurilor parlamentare, dacă există înscrieri la cuvânt. Vă invit la cuvânt, domnule senator. După domnul Negoi, dacă mai există alte înscrieri la cuvânt, vă invit. Da. Mulțumesc, doamnă președintă de ședință. Vin din Constanța, un județ aproape eminamente turistic, și spun că tema, într-adevăr, este foarte interesantă, chiar bună ar fi, dar este inaplicabilă. Însuși guvernul recomanda ca, în loc de cataloage de trasee turistice omologate, așa cum prevede prezenta inițiativă legislativă, ar trebui reglementat un registru național al traseelor turistice omologate. Dar traseele turistice, în momentul acesta, sunt realizate de OAT-uri, prin intermediul unor organisme precum Salvamontul, de exemplu. Deci, prezenta inițiativă legislativă dă posibilitatea unor persoane juridice să propună trasee turistice și mută la nivel de comisie mixtă, Minister-OAT, decizia privind construirea lor. Știu, avem nevoie de trasee turistice, nu neapărat omologate, dar să fie utilizabile. Deci, din punct de vedere tehnic, inițiativa încalcă, de fapt, separarea puterilor în stat, traseele fiind reglementate prin HG, actualizarea actului normativ fiind în sarcina guvernului. Pe de altă parte, nu înțelegem cine și-ar dori să investească în realizarea și întreținerea unor trasee turistice, pentru că acestea trebuie să aibă surse de finanțare aproape imposibil de obținut de la bugetul de stat. Asta ar însemna ca respectivele trasee să aibă, de exemplu, o taxă de utilizare, dacă nu au surse de întreținere. Din aceste motive, noi, senatorii USR, vom vota pentru raportul de respingere, respectiv împotriva inițiativei legislative. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnului senator Remus Negoi. Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare există înscrieri la cuvânt, domnul senator Mircea Dănăsă, din partea grupului AUR, este invitat la microfon. Vă mulțumesc! Într-adevăr, este o lege cu care sau fără de care turismul în România rămâne cum a fost. Dincolo de faptul că este vorba de o supra-legiferare, ceea ce propune legea, nu cred că vor suporta cei care sunt astăzi oameni de investiție în turism. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Constat că nu mai există alte solicitări la dezbateri generale. Le declar închise aceste dezbateri, încheiate. Inițiativa legislativă va rămâne la vot final. Punctul 4, de asemenea, a fost prelungit termenul de adoptare și retrimis la comisie. La punctul 5, secțiunea a doua, ordinii de zi, avem propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 25 din Legea Contabilității, numărul 82 din 1991, cu modificările și completările ulterioare. Declar deschise dezbaterile generale la această propunere legislativă. Inițiatorii, dacă sunt prezenți în sală, îi invit să ia cuvântul. Invit pe domnul senator Claudiu Mureșan la microfon central. Vă mulțumesc frumos, doamnă președinte. Stimați colegi, prin acest proiect se înlocuiesc obligațiile privind arhivarea documentelor financiar-contabile ale societății timp de 50 de ani, cu o perioadă de arhivare de 5 ani. Este vorba de statele de plată care, sau pe care angajatorii sunt obligați în momentul de față să le păstreze în format fizic pentru o perioadă de 50 de ani. Asta în condițiile în care de acum 11 ani, angajatorul era obligat să depună informații și angajatul poate avea acces la toate datele privind veniturile realizate printr-o simplă accesare a platformei Revisal sau a platformei SPV,
spațiu privat virtual pus la dispoziție de către ANAF. Stimați colegi, România nu își permite să investească în digitalizare și în același timp să cheltuiască pentru a păstra evidențe paralel separate pe hârtie și pentru o durată mai mare decât este relevant pentru angajați și pentru angajatori, pentru autoritățile fiscale sau pentru cele juridice. Este un nonsens. Sigur, un vot pentru L61 pe 2022 nu înseamnă o revoluție în economia românească, dar reprezintă un pas mic pentru debirocratizarea societății, pentru eficientizarea instituțiilor statului. Dar doi pași mici înseamnă, de fapt, un pas mare și vă invit să facem cât mai mulți pași înainte ca să ajutăm companiile să-și reducă costurile și statul să devină mai eficient. În 2011 am făcut pași importanți din punct de vedere al evidenței venitului cetățeanului român prin efectele Ordonanței 30 pe 2011, care practic a modificat legea 571 pe 2003 privind codul fiscal. Este timpul să nu uităm ce a fost bun, ce a fost bine făcut în 2011 și să ne folosim de acest lucru și pe mai departe, să renunțăm practic la a ține evidențe paralele, în cazul de față evidențe pe hârtie. Eficiența este șansa României de a recupera decalajele care o despart de țările dezvoltate. Avem nevoie de soluții care să facă din România un stat eficient și din companiile românești parteneri de afaceri competitivi la nivel european și internațional. Vreau să mulțumesc membrilor Comisiei pentru muncă, care a votat în unanimitate pentru un aviz favorabil, și să mulțumesc și colegilor din Comisia pentru Buget, care de asemenea au votat pentru raport de admitere în unanimitate pentru acest proiect. Sper că votul de astăzi din plen să fie în aceeași linie unul pozitiv. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule senator. Dacă din partea grupurilor parlamentare există înscrieri la cuvânt, o văd pe doamna Șoșoacă înscrisă la cuvânt, vă rog. Vă mulțumesc. La felul în care se desfășoară procesele în instanță, eu vă spun că ar trebui să rămânem la vechea reglementare, mai ales că totul poate fi digitalizat. Toate acestea se stochează foarte bine și ar trebui să rămână 50 de ani. Pentru că, îmi pare rău să vă spun, dumneavoastră spuneți că se pot uita online și pot să-și verifice toate datele. Vă anunț că peste 3 sferturi, peste 70% sau 60% conform statisticilor din România, persoanele sunt analfabete funcționali, n-am spus-o eu, au spus-o statisticile. Mai mult decât atât, nu există acces la internet pentru foarte multe persoane, alții nu știu să acceseze internetul și avem demonstrație în perioada stării de alertă, de fapt în primul an din 2020, când peste 1 milion de copii nu au avut acces la cursurile online pentru că nu au avut acces la internet și nici tabletă. În acest context, ajungeți la o astfel de performanță demnă de alte țări care au acces la internet, așa cum ar fi trebuit să avem noi, mi se pare un pic cam devreme. Luați-o mai încet, pentru că sunt oameni care au nevoie de aceste date și care sunt unii chiar și analfabeți și nu au acces la aceste date. Nu știu de ce nu înțelegeți și nu vă sfătuiți și cu oameni care se izbesc de astfel de probleme zi de zi, mai ales în instanță. Acolo este cea mai mare problemă, unde nu găsim aceste date de care spuneți că ar trebui să scăpăm de ele după 5 ani de zile. Mulțumesc! Mulțumesc. Nemai fiind alte înscrieri la cuvânt, o să închidem această dezbatere. Acum inițiativa legislativă rămâne la vot final. La punctul 6 al ordinii de zi, secțiunea 2, avem propunerea legislativă pentru modificarea legii 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente. Declar deschise dezbaterile generale asupra propunerii legislative din partea inițiatorilor. Dacă există dorința de a susține, vă rog, doamna senator Boanca, aveți cuvântul. Mulțumesc.
Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Onorat prezidiu, stimați colegi. Când a fost vorba ca românii aflați în străinătate să-și poată exprima legitim și constituțional dreptul de vot, autoritățile au clamat și au reacționat doar prin lozinci. Deloc întâmplător și cu totul condamnabil, maniera defectuoasă pentru a fi elegantă, în care au fost organizate alegerile în străinătate, a însemnat o cumplită bătaie de joc și o sfidare monumentală la adresa cetățenilor români. Ce a solicitat, de fapt, AUR prin această inițiativă legislativă? În primul rând, modificarea alineatului 6 al articolului 23 din legea 208/2015. Este vorba despre lista sediilor secțiilor de votare din străinătate comunicată de MAE către AEP, listă însoțită de anumite documente deja prevăzute de legea în vigoare, dar care să fie publicată pe pagina de internet a AEP. Transparență. Despre asta este vorba. Au invocat unii că publicarea pe site-ul AEP a documentelor însoțitoare ar încălca prevederile legislației privind protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal. Nimic mai fals. De fapt, aceste documente sunt sinteze și date statistice de interes public, al căror scop este determinarea numărului de secții de votare. Documentele sunt sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare, sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetățeni români aflați în străinătate și criteriile utilizate pentru selecțiile acestora, notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secții de votare organizate la alegerile anterioare, informațiile furnizate de autoritățile străine competente privind numărul cetățenilor români cu domiciliu, reședința sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state. Așadar, aceste documente sunt chiar cele care stau la baza stabilirii numărului de secții de votare, principala problemă din diaspora, unde, în permanență, statul român a fost acuzat că, în mod intenționat, a îngrădit dreptul de vot într-un număr foarte redus de secții. Așadar, stimați colegi, dacă susțineți sincer transparentizarea acestui proces, votați în favoarea publicării pe website-ul AEP. În al doilea rând, am propus modificarea articolului 83 alineatul 4. Potrivit codului nostru civil, reședința persoanei fizice este în locul în care își are locuința secundară, temporară. Nu este nimic menționat legat de perioada minimă pentru ca o locuință să fie considerată reședință. Prezența unui cetățean român în străinătate la secția de votare este un fapt juridic în sine, care poate constitui o dovadă suficientă a reședinței sale temporare, nemai fiind necesar vreun alt document suplimentar. Vă dau două exemple, stimați colegi. Conform ordinului Ministrului Afacerilor Externe, care este abilitat de lege să indice documentele doveditoare calității de rezident exclusiv din perspectiva legii electorale, valabil doar pentru exercitarea dreptului de vot pentru Parlamentul României, în Olanda, dovada reședinței se poate face și prin abonamentul de transport valabil. De asemenea, în Noua Zeelandă, reședința se poate dovedi prin extras bancar sau chiar printr-o factură de utilități. Însă, în majoritatea celorlalte țări, prin ordinul menționat anterior al Ministrului Afacerilor Externe, dovada de reședință este mult îngreunată. Este o nevoie stringentă și urgentă de simplificare și unificare a condițiilor privind accesul la vot în străinătate pentru rezidenți, fiind vorba despre aceeași circumscripție electorală. În mod eronat, Consiliul Legislativ a apreciat că trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de legislația din țara respectivă, deoarece acelea se referă la determinarea unei situații juridice în raport cu autoritățile statului respectiv, dar nu la condiții exercitării dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul României. Prin inițiativa noastră, vom crea posibilitatea pentru toți cetățenii români cu drept de vot de a-și-l exprima în virtutea calității de cetățean român. Eficientizați așadar dreptul de vot al fraților noștri și haideți să încetăm doar cu acel joc al lozincilor, de multe ori rămase mincinoase. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator! Din partea grupurilor consta că nu există doritori. Din partea independenților, doamna senator Șoșoacă are cuvântul. Vă mulțumesc. Dacă în prima parte sunt de acord cu ceea ce a menționat doamna senator Boancă, avem al doilea articol, 83 alineatul 4, modificarea acestuia, teza a doua. Simpla prezență la secțiile de votare organizate în străinătate instituie o prezumție absolută că respectivii cetățeni români au reședința în străinătate.
Această prezumție absolută nu poate exista, pentru că și eu pot să mă duc să mă plimb prin străinătate, să mă duc la o secție de votare, să prezint un pașaport, ceea ce nu înseamnă că eu locuiesc în străinătate. Deci am văzut că și Consiliul Legislativ a făcut această observație și aveați posibilitatea să modificați acest lucru în comisii printr-un amendament. Deci această teza a doua din articolul 83 nu poate exista și nu o să fac aici o polologie a dreptului, ci vă am dat doar un exemplu. Deci nu dați loc la interpretare, dați loc la echivoc și acest lucru nu poate apărea într-o legislație. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Boanca a vorbit în calitate de inițiator. Am omis să dau cuvântul Comisiei Juridice Numiri, Disciplină, Imunități și Validări sau Comisiei de Administrație Publică, care au elaborat acest raport comun. Invit pe unul din reprezentanții celor două comisii pentru susținerea punctului de vedere. Domnul senator, aveți cuvântul. Domnul senator Ceasar are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În ședințe separate, membrii Comisiilor pentru Administrație Publică și a Comisiei Juridice de Numiri, Discipline, Imunități și Validări au analizat și au hotărât cu majoritatea voturilor membrilor prezenți să adopte un raport comun de respingere. Așadar, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul comun de respingere și propunerea legislativă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Dacă din partea celorlalte grupuri mai există înscrieri la cuvânt, nu există, atunci declar închise dezbaterile. Inițiativa legislativă va rămâne la vot final. Punctul 7, secțiunea a doua, proiect de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 12 din 2022 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului numărul 15 din 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru programul operațional sectorial mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din programul operațional sectorial mediu 2007-2013 în cadrul programului operațional infrastructura mare 2014-2020. Declar deschise dezbaterile generale, dând cuvântul Guvernului pentru prezentarea proiectului de lege. Îl invit pe domnul secretar de stat Cristi Roman să ne prezinte punctul de vedere al Ministerului. Vă rog. Vă mulțumesc frumos, distinsă doamnă președinte. Prezenta ordonanță de urgență reglementează suportarea de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate cu această destinație a corecțiilor financiare și a reducerilor procentuale stabilite pentru contractele de achiziție publică finanțate din axa prioritară 3 a programului operațional pentru infrastructură mare, precum și modificarea corespunzătoare a titlului ordonanței de urgență 15 pe 2013. Astfel, pentru contractele de achiziție publică încheiate de beneficiarii POIM, a căror procedură de atribuire a făcut obiectul verificării la nivel național de către ANAP, plata corecțiilor financiare și a sumelor aferente reducerilor financiare va fi asigurată de la buget. Apreciem ca oportună suportarea de la buget a acestor corecții financiare și reducerilor procentuale pentru abaterile menționate mai sus, numai pentru acele nereguli constatate în procedurile de achiziție publică lansate până la data transmiterii raportului final ARES din 2020. Având în vedere aceste aspecte, stimată doamnă președinte, vă propunem aprobarea proiectului de ordonanță de urgență. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru secretar de stat. Invit reprezentanții Comisiei, în primul rând, de buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital să ne prezinte raportul. Domnul președinte Nicu Neagu, microfonul lateral, vă rog să-i dați cuvântul domnului președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Comisia de buget, finanțe a luat în dezbatere proiectul de lege. Domnul secretar de stat a fost și prezent și Ministerul de Finanțe. Am avut o discuție elaborată pe acest subiect și în unanimitate de voturi
Raportul este de admitere. Consiliul Legislativ a vizat favorabil. Comisia Ape, Păduri, Pescuit, Fond Cinegetic a viz favorabil. Comisia de Mediu a viz favorabil. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile articolului 76 aliniatul 2, Senatul fiind prima cameră sesizată. Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult, domnule președinte, pentru prezentarea raportului. Dau cuvântul colegilor din grupurile parlamentare în dezbaterile generale. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, le declar încheiată. Inițiativa legislativă rămâne la vot final. Punctul 8, secțiunea 2, propunere legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 18 din 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Declar deschise dezbaterile generale. Dacă există inițiatorii prezenți în sală și doresc să susțină propunerea, nu există. Dau cuvântul Comisiei pentru Administrație Publică și Comisiei pentru Energie, Infrastructură, Energetică și Resurse Minerale, pentru că au elaborat acest raport comun. Unul din reprezentanții celor două comisii. Sunteți de serviciu azi, domnul senator, vă rog. Credeam că domnul Ceasar dorește să prezinte și acest raport. Cine din partea Comisia de Administrație sau de Energie? Fiți amabil și un coleg. Domnul președinte, aveți cuvântul, vă rog frumos. Domnul președinte Laurent Antal. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimate colegi, stimați colegi. În urma dezbaterilor care au avut loc în ședințele Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale și Comisiei pentru Administrație Publică din data de 15.02.2022, 08.03.2022 și 21.03.2022, în prezența majorității senatorilor membrilor celor două comisii, au hotărât cu majoritatea voturilor membrilor prezenți să adopte un raport suplimentar comun de admitere cu amendamente admise. Guvernul susține adoptarea acestei inițiative legislative cu observații. Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă și a dat un aviz favorabil cu observații și propuneri. Consiliul Economic și Social a dat un aviz favorabil. Senatul este prima cameră sesizată. Față de cele prezentate, supunem votului plenul Senatului raportul suplimentar comun de admitere cu amendamente admise și propunerea legislativă. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea raportului. Invit grupurile parlamentare să susțină punctele de vedere. Vă invit la microfon, domnule senator, din partea grupului SR. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. În actualul context a crizei prețurilor la energie, precum și a situației extrem de periculoase care se întâmplă în apropierea granițelor noastre, și anume conflictul din Ucraina, care are la rândul său consecințe importante în zona energiei și aprovizionării cu gaze și alte materii prime esențiale, eficiența energetică devine un instrument crucial care poate fi folosit pentru a combate efectele negative ale acestor crize combinate. După cum știm, în cadrul Planului Național de Reabilitare și Reziliență, sunt alocate sume extrem de importante, peste 2 miliarde de euro, pentru programe destinate strict reabilitării energetice a clădirilor, componenta numită valul renovării, având în vedere reabilitarea unui număr de 2000 de clădiri publice și 1500 de blocuri de locuințe. Evident, aceste fonduri trebuie în mod necesar utilizate la maxim și folosite în mod prompt, și pentru aceasta avem nevoie ca și legislația să fie pusă la punct, astfel încât implementarea programului să poată fi făcută în mod optim și fără obstacole. Actuala inițiativă legislativă vine exact în sprijinul acestei idei, și anume propune câteva modificări de ordin în general tehnic,
care au ca rol să actualizeze legislația privind performanța energetică în raport cu cerințele tehnico-economice și de mediu, care vizează creșterea procentului de clădiri, așa numite verzi. În principal, se reglementează colaborarea dintre comisiile tehnice de amenajare a teritoriului cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților și cu asociațiile profesionale ale auditorilor energetici din România. De asemenea, este vorba de actualizarea condițiilor în care se pot face reabilitarea ascensoarelor care se află în clădirile ce urmează a fi reabilitate energetic, astfel încât și ascensoarele să sufere un proces de optimizare a consumurilor energetice. De asemenea, prin modificările propuse, se are în vedere și reabilitarea șarpantelor în cazul podurilor neîncălzite și alte câteva detalii, după cum spuneam, de ordin tehnic. Această inițiativă legislativă este un exemplu de colaborare transpartinică, atât inițiatorii fiind din cadrul întregului spectru politic, de asemenea susținătorii proiectului prin semnătură, iar în comisiile de specialitate de raport, în Comisia pentru Energie, a fost adoptat un raport favorabil cu unanimitate de voturi. În acest sens, vă invit și pe dumneavoastră să votați pentru adoptarea acestei legi și pentru raportul de admitere, așa cum va face și grupul USR Plus. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator Bordei. Dacă din partea celorlalte grupuri mai există doleanțe pentru scrieri la cuvânt, constat că nu există, închidem dezbaterile generale, inițiativa legislativă rămâne la vot final. Punctul 9, propunerea legislativă privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 41 din 2016 prin stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Declar deschise dezbaterile generale. Inițiatorul, dacă este prezent, îl invit la cuvânt. Dacă nu, îl invit pe reprezentantul Comisiei pentru Administrație Publică pentru prezentarea raportului. Chiar sunteți de serviciu astăzi, domnule senator. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În ședința din 21 martie 2022, membrii Comisiei pentru Administrație Publică au hotărât cu majoritatea voturilor membrilor prezenți să adopte un raport de respingere. Așadar, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere și propunerea legislativă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea raportului. Dacă senatorii doresc să intervină în cadrul dezbaterilor generale, vă acord cuvântul. Dacă nu, declar închise dezbaterile. Inițiativa legislativă rămâne la vot final. Punctul 10, secțiunea a doua, propunerea legislativă pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului 18 din 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de... a blocurilor de locuințe. Declar deschise dezbaterile generale. Vă invit pe inițiator să luați cuvântul, dacă sunteți în sală și doriți să faceți acest lucru. Dacă nu, o să dau cuvântul... Doamna Boncă, inițiator. Sunteți inițiator. L64, da, vă rog, vă invit la cuvânt. Vă mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, apreciem că nivelul cotei de participare a asociațiilor de proprietari la finanțarea lucrărilor de izolare termică a blocurilor de locuințe, care actualmente nu poate fi mai mică de 10%, este unul împovărător, mai ales având în vedere contextul actualelor crize economice și sanitare pe care le traversează România. Și opinăm că efortul financiar pe care actualele cote îl presupun nu poate fi acoperit de către unele asociații de proprietari care au resurse financiare insuficiente. Întrucât în cadrul politicii energiei componenta socială are un caracter important, este pe deplin justificată instituirea de măsuri care vizează, printre altele, încurajarea investițiilor și sau altor activități în vederea sporirii eficienței energetice a clădirilor noi și a celor existente, prin instituirea unei cote cât mai mici în sarcina asociațiilor de proprietari,
pe care acestea chiar să aibă posibilitatea de o acoperi în mod efectiv, nu doar la nivel declarativ față de cota actuală, care are un caracter împovărător și pe care asociațiile de proprietari nu au posibilitatea de o acoperi. În acest sens, propunerea legislativă stabilește cota de participare a asociațiilor de proprietari la 1% din valoarea executării lucrărilor de izolare termică a blocurilor de locuințe, în condițiile preluării de către autoritățile locale a unei părți din cota de contribuție a asociațiilor de proprietari. De asemenea, presupune posibilitatea recuperării sumelor avansate în contul cotei asociației de proprietari prin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție, astfel încât aceasta să nu se mai realizeze în situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv ale consiliilor locale ale sectorilor municipiului București, după caz, preluarea unei părți din această cotă. În acest sens, sunt unele autorități locale care, pentru a veni în sprijinul asociațiilor de proprietari, au contractat credite pentru asigurarea părții de cofinanțare care ar fi revenit lor, iar, în momentul de față, autoritățile locale ar trebui să procedeze la recuperarea acestor sume de la asociațiile de proprietari. Propunerea legislativă ar crea posibilitatea legală ca, prin hotărâre ale consiliilor locale, aceste obligații ale asociațiilor de proprietari să fie preluate de către bugetul local. Din punct de vedere al dreptului european, proiectul legislativ propus prezintă tangențe cu normele europene subsumate politicii UE în domeniul energiei, în segmentul legislației europene rezervate, principiilor generale, programe, în sectorul utilizarea rațională și conservarea energiei. Așa cum opinează și Consiliul Legislativ în avizul său, măsurile propuse în beneficiul asociațiilor de proprietari, menite a preveni și a combate sărăcia energetică, sunt în consonanță cu obiectivele Uniunii Europene în cadrul pieței interne a energiei. Sper că veți vota pentru acest proiect de lege. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator! Rog reprezentanții Comisiei de Buget, Finanțe, Activitatea Bancară, Piață de Capital sau colegii de la Comisia de Administrație Publică sau Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică, Resurse Minerale, care au elaborat raportul comun, să prezinte raportul. Îl invit pe domnul președinte Nicu Neagu să prezinte. Ne-am pus de acord comisii, am să parcurg eu foarte rapid raportul comun al Comisiei de Buget, Finanțe, Piață de Capital, Comisiei de Administrație Publică și Comisia de Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale. Pe parcursul mai multor ședințe, comisiile au dezbătut această inițiativă legislativă. Spunem că inițiativa legislativă nu a întrunit majoritatea necesară, așa că cele trei comisii, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, a înaintat către plenul Senatului un raport comun de respingere. Obiectul de reglementare este în conformitate cu articolul 76 din Constituție. Senatul este prima cameră sesizată. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc, domnule președinte! Din partea grupurilor, dacă există lor de cuvânt, închid dezbaterile generale, iar proiectul pe procedură, cu mare plăcere. Da? Stimați colegi, pe procedură, dacă se poate două secunde să-mi acordați atenția dumneavoastră mult prea prețioasă, este aproape imposibil să ne ascultăm unii pe alții în această sală, având în vedere că toată lumea vorbește cu toată lumea despre alte lucruri decât ceea ce se dezbate pe ordinea de zi. Am rugămintea și fac apel la bunul dumneavoastră simț să ne ascultăm unii pe alții, chiar dacă ne convine, chiar dacă nu ne convine, și atunci când votăm, votăm fiecare așa cum ne dictează conștiința. Dar felul în care ne comportăm nu ne aduce cinste, zic eu. Mulțumesc pentru intervenție, stimați colegi, dacă mai există din partea grupurilor parlamentare lor de cuvânt. Dacă nu, închidem dezbaterile. Inițiativa legislativă rămâne la vot final.
O să vă rog eu acum un moment de atenție, pentru că aș vrea să vă prelungesc programul de vot cu programul de dezbateri generale cu câteva minute. Mai avem două proiecte pe ordinea de zi. Vă fac această propunere, căreia sunt sigură că nu-i puteți rezista. Vă rog vot. ...90 de senatori prezenți, mulțumesc pentru cele 86 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 4 abțineri. Următorul punct pe ordinea de zi, punctul 11, proiect de lege pentru modificarea și completarea legii 121 din 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient. Declar deschise dezbaterile. Dau cuvântul Comisiei pentru Mediu pentru prezentarea raportului. Domnul senator Mureșan, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Comisia pentru Mediu a fost sesizată pentru emiterea unui raport la proiectul de lege privind modificarea și completarea legii 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient, L101/2022. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea legii numărul 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient din perspectiva necesității de aliniere a legislației naționale de profil la normele directive Uniunii Europene 2020/367 a Comisiei din 4 martie 2020 de modificare a anexei 3 la directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea metodelor de evaluare a efectelor dăunătoare ale zgomotului ambient în contextul îndeplinirii obligațiilor asumate de România derivate din calitatea sa de membru a Uniunii Europene. Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil cu observații la acest proiect. De asemenea, Comisia Economică și Comisia pentru Administrație au emis avize favorabile. În ședința din data de 14 martie 2022, membrii Comisiei au dezbătut propunerea legislativă și au hotărât cu unanimitate să adopte un raport de admitere cu un amendament admis, cuprins în anexa la raport. Comisia pentru Mediu supune spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu un amendament admis și propunerea legislativă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Dacă din partea grupurilor parlamentare... O invit la microfon pe doamna senator Șoșoacă. Da, mulțumesc! Puneți niște obligații în spatele unor instituții sau ce a mai rămas din ele și operatorilor. Mă uitam la feroviari. Păi noi nici cale ferată nu mai avem și dumneavoastră îi puneți să facă investiții în diminuarea zgomotului. Mai mult, aveți prevederi cu privire la portul Constanța, la aeroporturi și așa mai departe. Păi până acum cum s-a rezistat și cum o să măsurați zgomotul? Mai avem o prevedere în codul rutier și de câte ori un polițist te oprește și îți face observație că muzica se aude prea tare din mașină, evident că întrebarea este cu ce măsurați dumneavoastră zgomotul. Nu au nici aparate. Dumneavoastră îi puneți să mai investească. Cine să investească? Operatorul feroviar? Cine? Noi nu mai avem nimic. Și îi puneți să investească de ce? Pentru că așa le veți putea opri activitatea, se vor vinde pe 3 lei cui trebuie și apoi aceștia probabil că își vor face investițiile. Mai mult decât atât, prin montarea acelor stâlpi de detectare a zgomotelor, aduceți atingere și proprietății private. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!
Alte solicitări nu există. Declar încheiată dezbaterea. Inițiativa legislativă rămâne la vot final. Punctul 12, secțiunea a doua. Propunerea legislativă pentru completarea aliniatului 1 și al art. 139 din legea 53 din 2003, codul muncii. Declar deschise dezbaterile generale pe această propunere legislativă. Dacă este inițiatorul prezent în sală pentru susținerea proiectului, nu dorește nimeni. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei pentru Muncă. Îl invit pe domnul președinte Rotaru să prezinte raportul Comisiei. Mulțumesc, doamna președintă. Comisia pentru Muncă a luat în dezbatere această inițiativă legislativă care vizează modificarea legii 53/2003, codul muncii, și care are în vedere alineatul 1, articolul 139, prin care se dorește introducerea unei noi zile ca zi nelucrătoare și ca sărbătoare legală, respectiv ziua de 24 decembrie. În urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul ședinței, a rezultat un vot de respingere cu majoritate de voturi a propunerii legislative. În raport cu obiectul de reglementare, legea este organică, pe care, de consecință, Senatul fiind prima cameră sesizată, Comisia propune dezbaterea și adoptarea acestui raport de respingere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Din partea colegilor senatori, îl invit pe domnul senator Virgil Guran. Domnul vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte! Întotdeauna când vrem să impresionăm puțin alegătorii, venim cu câte o lege, hai să dăm liber, haide să învățăm oamenii să stea acasă cât mai mult. Eu cred că avem mari probleme din punct de vedere economic în România și trebuie să stimulăm în primul rând munca. Vă spun că o zi liberă înseamnă aproximativ 0,15% din produsul intern brut. Vă spun că avem 4 milioane și ceva de angajați, dintre care majoritatea lucrează la particulari, și asta ar însemna să punem societățile să scoată bani, să plătească oamenii care stau în acel moment acasă. Haideți să ne gândim mai mult în Parlament cum facem să stimulăm producția, productivitatea, creșterea nivelului de trai și să învățăm oamenii că doar dacă suntem foarte eficienți putem ajunge la nivelul statelor dezvoltate. În consecință, Partidul Național Liberal va vota pentru raportul de respingere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator Guran. Aveți cuvântul, domnul senator Șoșacă, vă rog. Mulțumesc frumos! Eu știam că suntem peste 92% creștini ortodoxi în această țară. Nu cred că... Ce vrem să ascundem? Să împrăștim realitatea? Pe data de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, toate instituțiile dau liber, cel puțin doamnelor, creându-se evident o discriminare bărbaților. Sunt bărbați care fac mâncare, ar putea să se ducă și ei acasă sau să-și ajute nevestele pentru ajunul Crăciunului. De ce zâmbiți? Mulți cei mai buni bucătari din lume sunt bărbații, nu femeile. E o statistică. Pentru ce vă opuneți ca 24 decembrie, ajunul Crăciunului, să fie o zi liberă? Oricum este. Figurează oamenii ca fiind la muncă, iar ei de fapt sunt acasă. Mai mult decât atât, este o posibilitate pe care o dați familiei să fie reîntregită normal, nu să fie obosit după serviciu și să te apuci de pregătiri pentru Crăciun. Este vorba de o sărbătoare, cea mai importantă din cele două, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor, da? Nașterea Domnului. Știm toți că suntem în pregătiri, se face în 24, se face bradul, stăm cu copiii acasă. Pentru ce? Acum spuneți că atacă economia o zi? Păi de la câte zile lipsă sunt peste tot? Eu mă întreb că mai avem economie.
Oricum v-am spus, toată lumea e acasă pe 24, iar acest lucru doar ar legifera o situație de fapt care există de zeci de ani. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, stimați colegi! Constat că nu mai există înscrieri la cuvânt. Declar aceste... Domnul senator, vă rog, luați cuvântul. Sunteți la microfonul acela, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președintă. Din punct de vedere creștinesc, pe data de 24 decembrie, noi vom vota în consecință, deci vom vota contra raportului de respingere. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule senator. Declar închise dezbaterile. Inițiativa legislativă rămâne la vot final. Punctul 13, propunerea legislativă pentru modificarea art. 23 alin 2 din Ordonanța Guvernului 137/2000, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Nu s-a depus raportul. Ca atare, am epuizat partea de dezbateri generale pe proiectele aflate pe ordinea de zi. Vom trece la partea a doua a acestei ședințe și anume la votul final. O să vă rog să luați loc în bănci. Colegii mei de la PNL sunt rugați să ia loc în bănci ca să putem începe totuși votul final. Vă mulțumesc pentru amabilitate. La punctul 1, secțiunea 2 a ordinii de zi, avem proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 13 din 2022 pentru modificarea punctului 2 sub punctul 1 din anexa la ordonanța de urgență a Guvernului numărul 120 din 2002 privind aprobarea sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat. Sub raportul comisiei, așa cum știți, este de admitere a proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Senatul e primă cameră sesizată. Supun votului raportul și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Stimați colegi, vă rog vot. Prezenți 108 colegi senatori, 84 voturi pentru, contra 0, abțineri 24, nu vote 0. Proiectul a fost adoptat. Punctul 2 a fost retrimis, după cum știți, la comisie. La punctul 3, secțiunea a doua, propunere legislativă pentru amenajarea, omologarea și întreținerea traseelor turistice din România. Raportul comun al comisiilor este de respingere a propunerii legislative. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Voi supune votului dumneavoastră raportul de respingere. Vă rog, vot! Prezenți 110 pentru 96, contra 3, 11 abțineri, nu votez 0. Propunerea legislativă este respinsă. Punctul 4, de asemenea, a fost retrimis la comisie. Punctul 5, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 25 din Legea Contabilității numărul 82 din 1991 cu modificările și completările ulterioare. Raportul comisiei este de admitere cu amendamente admise a propunerii legislative. Face parte inițiativa tot din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Vom trece la vot. Voi supune votului dumneavoastră raportul cu amendamentele admise. Vă rog, vot!
105 prezenți, 66 pentru, contra 11, 28 de abțineri, nu votez, 0. Voi supune votului dumneavoastră acum, vă supun votului acum, propunerea legislativă. Vă rog vot. ...104 prezenți, 67 pentru, 9 contra, 28 de abțineri, nu votez, 0. S-a adoptat această propunere legislativă. Punctul 6, secțiunea a doua, propunere legislativă pentru modificarea legii 208 din 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea autorității electorale permanente. Raportul comun al comisiilor este de respingere a propunerii legislative. Propunerea face parte din categoria legilor organice. Senatul este primă cameră sesizată. Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. Vă rog vot. ...112 senatori prezenți, pentru 77, contra 11, 24 de abțineri, nu votez, 0. Propunerea legislativă este respinsă. Punctul 7. Proiect de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 12 din 2022 pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului 15 din 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat al sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru programul operațional sectorial mediu 2007-2013 și pentru proiecte preluate integral sau parțial din programul operațional sectorial mediu 2007-2013 din cadrul programului operațional infrastructură mare 2014-2020, raportul comisiei de admitere a proiectului. Proiectul face parte din legile organice. Senatul e primă cameră sesizată, vă supun votului raportul și proiectul de lege privind aprobarea ordonanței. Vă rog vot. ...110 prezenți, 94 pentru, un singur vot contra, 15 abțineri, nu votez, 0. Proiectul de lege a fost adoptat. Punctul 8. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 18 din 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Raportul comun suplimentar este de admitere cu amendamente admise. Propunerea este din categoria legilor ordinare, Senatul primă cameră sesizată. Vă supun votului raportul cu amendamentele admise. Vă rog vot. ...108 prezenți, 107 pentru, contra 0, singură abținere, nu votez, 0. Supun acum votului dumneavoastră propunerea legislativă. Vă rog vot. ...107 prezenți, 106 pentru, contra 0, singură abținere, nu votez, 0. Propunerea legislativă a fost adoptată. Punctul 9. Propunerea legislativă prin modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 41 din 2016 prin stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Raportul comisiei este de respingere a propunerii legislative. Propunerea face parte din categoria legilor ordinare. Senatul este primă cameră sesizată. Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. Vă rog vot.
107 prezenți, pentru 73, contra 4, abțineri 30. Propunerea legislativă este respinsă. Punctul 10, așa cum știți, este retrimis la... Bine. Punctul 10, secțiunea 2, propunere legislativă pentru modificarea ordonanței de urgență a Guvernului 18 din 2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe. Raportul Comisiei, după cum știți, e de respingere. Propunerea face parte din categoria legilor ordinare. Senatul e primă cameră sesizată. Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. Vă rog vot. ...113 prezenți pentru 100, contra 11, abțineri 2, un vot 0. Propunerea legislativă este respinsă. Punctul 11, proiect de lege pentru modificarea și completarea legii 121 din 2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient. Raportul comisiei este de admitere cu amendamente admise a proiectului de lege. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. Senatul e primă cameră sesizată. Raportul cu amendamentele admise vi-l supun acum votului. Vă rog vot. Voturi pentru, contra 1, 8 abțineri, nu votez 0, supun votului proiectul de lege. Vă rog vot. ...97 pentru, un vot împotrivă, 10 abțineri, nu votez 0. Proiectul de lege a fost adoptat. La punctul 12, secțiunea 2 a ordinii de zi, propunerea legislativă pentru completarea alin 1, art. 139 de legea 53 din 2003, Codul Muncii. Raportul comisiei este de respingere a propunerii. Propunerea face parte dintre legile organice. Senatul e primă cameră sesizată. Supun votului dumneavoastră raportul de respingere. Vă rog vot. ...112 senatori prezenți, 73 de voturi pentru, contra 14, abțineri 25, propunerea legislativă este respinsă. Punctul 13, așa cum știți, nu s-a depus raportul. Lucrările plenului senatului, votul în acest moment este epuizat. O să vă rog să-mi permite să dau citire unei note pentru exercitarea de către parlamentare a dreptului de sesizare a Curții Constituționale. În conformitate cu prevederile art. 15, aliniatele 2 și 3 din legea 47 din 92 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la Secretarul General al Senatului în vederea exercitării de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi. 1. Legea pentru modificarea art. 3, alin 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 63 din 2010 pentru modificarea și completarea legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare. 2. Legea pentru completarea tabelelor anexă 1, 2, 3 la legea 143 din 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, procedură de urgență. 3. Legea privind aprobarea ordonanței Guvernului 17 din 2021 pentru modificarea și completarea legii 134 din 2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și dispozitivelor medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative. 4. Legea privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, procedură de urgență. 5. Legea pentru modificarea și completarea ordonanței Guvernului 43 din 1997 privind regimul drumurilor și a ordonanței de urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea legii 225 din 2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică.
necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, legea pentru completarea legii numărul 98 din 2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea legii 99 din 2016 privind achizițiile sectoriale, legea pentru modificarea art. 369 privind legea 286 din 2009 privind codul penal, procedură de urgență și ultimul punct 8, legea pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului 109 din 2021 privind echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcțiile publice generale de la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, procedură de urgență. Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgență și de 5 zile pentru legile adoptate în procedură din drept comun de la data depunerii, astăzi 21 martie 2022. Termenele se calculează luând în considerare ziua anunțului, adică data de azi 21 martie 2022. Mulțumesc tuturor, declar ședința închisă.